În lumea artei, un singur tablou poate valora milioane. Dar ce se întâmplă când acel tablou este un fals? În acest videoclip vă voi prezenta poveștile unora dintre cei mai cunoscuți falsificatori de artă, oameni care au adunat averi impresionante păcălind colecționari și chiar experți de renume. Unul dintre falsificatorii despre care vă voi povesti nici măcar nu și-a dorit bani pentru falsuri, ci avea altă motivație. Să începem cu povestea lui Han van Meegeren, probabil unul dintre cei mai renumiți falsificatori de artă din istorie. Cu toate că în primii ani ai carierei lui a avut ambiții artistice înalte, acesta nu a avut parte de succesul dorit. În anii 20, van Meegeren era frustrat de criticile aspre la adresa lucrărilor sale originale. Se simțea subapreciat și credea că arta modernă din acea perioadă nu îi permitea să-și arate adevărata măiestrie. Din acest motiv, în loc să încerce să își creeze un nume ca artist original, a decis să-și dedice talentul falsificării unor maestri olandezi celebri, în special Johannes Vermeer, acesta fiind unul dintre cei mai respectați pictori ai secolului al XVII-lea. Van Meegeren a studiat stilul lui Vermeer și al altor artiști din acea epocă atât de atent, încât a reușit să creeze lucrări care păreau autentice până și pentru cei mai pricepuți experți. Cel mai faimos fals al lui Van Meegeren este o lucrare intitulată Cina de la Emmaus, pe care a vândut-o în anii 30 unui colecționar important și, în cele din urmă, a fost recunoscută drept o capodoperă autentică a lui Vermeer. În acel moment, Van Meegeren dăduse lovitura pentru că mulți credeau că descoperiseră o lucrare pierdută a unuia dintre cei mai mari artiști. Însă ironia poveștii sale a venit în timpul celui de-al doilea război mondial. Unul dintre falsurile lui Vermeer a fost vândut chiar lui Hermann Göring, unul dintre liderii naziști de rang înalt. După război, Van Meegeren a fost arestat și acuzat de colaborare cu naziștii, pentru că se credea că vânduse un original de Vermeer. Aici povestea ia o întorsătură neașteptată. Ca să evite acuzația gravă de trădare, Van Meegeren a mărturisit că pictura nu era un Vermeer autentic, ci un fals realizat de el. Acest lucru l-a salvat de la o sentință pentru trădare, dar l-a expus ca falsificator. În timpul procesului său din 1947, pentru a dovedi că spune adevărul, el a pictat în fața unei echipe de experți un alt Vermeer. A fost condamnat la un an de închisoare pentru falsificare și fraudă, dar a murit la scurt timp, înainte de a-și ispăși pedeapsa. Într-un final, Van Meegeren nu doar că a scăpat de acuzațiile inițiale, dar a devenit celebru pentru ingeniozitatea sa. Elmir de Hori este una dintre cele mai fascinante figuri din lumea falsificării de artă. Născut în 1906 în Ungaria, de Hori a fost un talentat artist, dar la fel ca mulți alți falsificatori, nu a avut succesul la care visa ca pictor original. În schimb, și-a descoperit o abilitate extraordinară de a imita stilurile altor artiști celebri. În anii 50, Elmir a început să creeze falsuri ale lucrărilor unor artiști moderni, precum Picasso, Matisse și Modigliani. Picturile sale erau atât de bine realizate, încât au ajuns să fie vândute în galeriile și muzeele de artă din întreaga lume, iar colecționarii și experții erau convinși că dețin lucrări originale ale marilor maestri. Ceea ce face povestea lui Elmir de Hori și mai interesantă este stilul său de viață extravagant. După ce a început să câștige bani din falsificări, a trăit pe picior mare, locuind în Ibița și înconjurându-se de prieteni din cercuri artistice și mondene. Avea o carismă aparte și părea că duce o viață de artist boem, fără să fie bănuit că operele sale erau de fapt falsuri. Totuși, cariera sa de falsificator nu a fost lipsită de probleme. În timp ce colecționarii și galeriile cumpărau picturile sale, Elmir nu vindea direct aceste falsuri, ci prin intermediul altor persoane, ceea ce l-a protejat de urmărirea legală pentru o perioadă. Deși suspiciuni au început să apară în privința autenticității lucrărilor, Elmir a reușit să evite să fie prins de mai multe ori. În cele din urmă, în 1968, un val de investigații a dezvăluit că multe lucrări atribuite marilor maestri moderni erau de fapt falsuri ale lui Elmir. Falsurile sale erau atât de bune,
încât chiar și după ce adevărul a ieșit la iveală, unele dintre ele au rămas în colecții private și muzee, fiind descoperite abia mult mai târziu. Odată expus, Elmir de Hori a devenit faimos. Orson Welles a realizat un documentar, F for Fake, care l-a inclus pe Elmir ca una dintre figurile principale. Acest documentar a întărit și mai mult aura mitică a falsificatorului. În cele din urmă, în fața presiunii legale și a expunerii sale publice, Elmir de Hori și-a luat viața în 1976, lăsând în urmă multe întrebări fără răspuns. Următorul falsificator este Tom Keating, dar spre deosebire de alți falsificatori, el nu a făcut asta doar pentru bani, ci și ca o formă de protest împotriva sistemului de artă. Născut în Londra în 1917, Keating a avut o copilărie modestă, dar a dezvoltat un talent natural pentru pictură. A lucrat ca restaurator de artă și, prin această muncă, a învățat în detaliu tehnicile marilor maestri din diverse perioade ale istoriei artei. Nemulțumit de corupția și nedreptățile pe care le vedea în lumea artei, unde dealerii de artă și criticii făceau averi pe spatele artiștilor, Keating a început să creeze falsuri ca o formă de răzbunare. El susținea că piața de artă era coruptă, iar falsificarea operelor marilor maestri era modul lui de a expune ipocrizia acestei lumi. Keating a falsificat lucrări ale multor maestri celebri, de la Rembrandt și Gainsborough până la Samuel Palmer. A creat mii de falsuri pe parcursul carierei sale, iar metodele sale erau extrem de ingenioase. Spre exemplu, folosea tehnici specifice ale epocilor respective, îmbătrânea artificial pânzele și chiar adăuga detalii subtile care ar fi trecut neobservate de ochiul neexperimentat. Una dintre metodele sale preferate era să includă mici capcane în falsurile sale, pe care le numea time bombs. De exemplu, uneori scria mesaje pe spatele picturilor sau folosea substanțe chimice care în timp ar fi afectat pânza, făcând evident că lucrarea nu era autentică. Aceste gesturi erau o formă de protest subtil față de cei care nu examinau suficient de atent lucrările pe care le achiziționau sau le expuneau. Ceea ce l-a făcut pe Tom Keating cu adevărat special a fost faptul că atunci când falsurile sale au fost descoperite, în 1976, el a recunoscut imediat că le-a realizat. A apărut chiar la televizor și a oferit detalii despre cum a creat falsurile și despre motivele sale. Keating nu a încercat să ascundă nimic, ci din contră, a folosit expunerea pentru a aduce la lumină corupția și lăcomia din industria artei. Într-un gest care i-a surprins pe mulți, Keating nu a fost condamnat la închisoare pentru falsificările sale. Datorită stării lui precare de sănătate și a faptului că era privit mai degrabă ca un erou popular care a încercat să combată nedreptățile, el a fost achitat de toate acuzațiile. Tom Keating și-a petrecut ultimii ani din viață lucrând la televiziune, unde a avut propriul show de artă în care învăța publicul cum să picteze în stilul marilor maestri. A rămas un personaj iubit în Marea Britanie și un simbol al luptei împotriva sistemului de artă corupt. Mark Landis este un alt falsificator de artă neobișnuit și controversat, deoarece nu a căutat să profite financiar din falsurile sale. Născut în Norfolk, Virginia, Landis a avut o viață complicată, marcată de pierderea tatălui său în adolescență și de o serie de probleme de sănătate mentală care l-au urmărit toată viața. El și-a petrecut mai mult de 3 decenii creând și donând falsuri muzeelor din întreaga America. În loc să vândă aceste lucrări pentru profit, Mark se dădea drept un filantrop binevoitor sau un preot catolic și dona picturile muzeelor, ceea ce a dus la situația în care zeci de muzee de artă au acceptat și au expus lucrările sale fără a bănui că erau falsuri. Mark a copiat o varietate de stiluri și artiști, de la picturi religioase ale Renașterii până la opere semnate de artiști moderni. Deși nu avea un talent extraordinar pentru reproducerea perfectă a tehnicilor complicate, multe dintre falsurile sale erau suficient de reușite pentru a păcăli muzeele, mai ales datorită contextului în care le oferea, ca donații gratuite. Timp de mulți ani, Mark a operat fără să fie descoperit în mare parte pentru că nu căuta să obțină bani din arta sa. Scopul său era mai degrabă să fie recunoscut ca un binefăcător. Se pare că gestul de a fi apreciat pentru generozitatea sa și atenția pe care o primea pentru donațiile sale
îi aducea o satisfacție personală. Însă în 2008, activitățile lui au început să fie dezvăluite. Matthew Leininger, un registrator de la Muzeul de Artă din Cincinnati, a fost primul care și-a dat seama că aceleași lucrări donate de Mark apăreau în mai multe muzee din toată țara. Leininger a început să investigheze și a descoperit că Mark, sub diverse identități și pretexte, donase falsuri timp de ani de zile. Deși multe dintre falsurile sale au fost descoperite, Mark nu a fost niciodată condamnat pentru vreo infracțiune, deoarece din punct de vedere tehnic nu a încălcat legea. El nu a cerut bani pentru lucrările sale, iar muzeele au primit aceste donații fără să plătească nimic. Asta a creat un vid legal care a făcut imposibilă urmărirea sa penală. În 2013, Mark Landis a devenit subiectul unui documentar intitulat Art and Craft, care a explorat viața și motivațiile sale. Documentarul prezintă o perspectivă complexă asupra personalității lui, arătându-l pe Landis nu ca pe un falsificator, ci ca pe un individ fragil, cu probleme psihice, care căuta conexiune și recunoaștere. John Myatt are o poveste interesantă și, ca mulți alți falsificatori, nu și-a început cariera în mod intenționat ca un escroc. Născut în Staffordshire, Anglia, Myatt a fost inițial un artist și profesor de artă, dar cariera sa nu părea să prindă avânt așa cum și-ar fi dorit. Într-un moment dificil al vieții sale, după ce soția l-a părăsit, iar el se străduia să-și întrețină cei doi copii, John a început să vândă picturi pe care le descria ca falsuri legale. John realiza falsuri ale lucrărilor marilor maestri moderni, precum Picasso, Chagall, Matisse și Giacometti, dar nu pretindea că acestea erau originale. În schimb, le vindea clar ca replici sau omagii ale stilurilor respective. Aceste picturi au atras un număr mic de clienți până când un individ pe nume John Drew a intrat în viața lui. John Drew, un om de știință cu o minte ingenioasă și lipsită de scrupule, a văzut potențialul în talentul lui Myatt și l-a convins să înceapă să producă falsuri care să fie vândute ca lucrări autentice. Drew s-a ocupat de partea logistică a fraudei, falsificând certificate de autenticitate și documente pentru a introduce falsurile în colecții și licitații de prestigiu. Myatt, pe de altă parte, a pictat sute de lucrări care au ajuns să fie vândute pentru sute de mii de lire sterline. Pentru o perioadă, cei doi au păcălit experți, colecționari și case de licitații importante din întreaga lume. Myatt folosea chiar și materiale moderne, precum vopsea acrilică de uz casnic, dar lucrările sale erau atât de bine realizate, încât nimeni nu a observat diferența. Drew, la rândul său, avea cunoștințele necesare pentru a introduce falsurile în arhive și cataloage, făcându-le practic imposibil de depistat. Schema lor a început să se destrame în 1995, când poliția britanică a început să investigheze activitățile lui Drew. În cele din urmă, John Myatt a fost arestat și a cooperat cu autoritățile, recunoscându-și vinovăția și oferind detalii despre schema frauduloasă. A fost condamnat la un an și jumătate de închisoare, dar a ispășit doar 4 luni din pedeapsă, grație cooperării sale și a regretului exprimat. După ce și-a ispășit pedeapsa, John Myatt și-a reconstruit viața într-un mod surprinzător. În loc să fie stigmatizat pentru trecutul său, a devenit o celebritate în lumea artei. A început să picteze din nou, de data aceasta vânzând ca la început falsuri autentice, replici ale operelor celebre, dar semnate și autentificate ca fiind lucrările lui Myatt. Ironia este că astăzi, lucrările sale originale, care imită stilurile marilor artiști, sunt extrem de apreciate și se vând la prețuri ridicate. Poveștile de viață ale acestor falsificatori arată că uneori, deși dispun de talentul necesar, anumiți artiști nu ajung să fie apreciați pentru originalitate, iar din dorința de recunoaștere sau ca formă de protest împotriva sistemului, au fost în stare să copieze perfect lucrările artiștilor deja consacrați. Așadar, linia dintre artă și înșelăciune poate fi extrem de subțire. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că vi s-a părut interesantă tema acestui videoclip. Pe curând!